Asociațiile crescătorilor de bovine legal constituite care eliberează adeverință trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Să fie funcționale conform bilanțului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei, să aibă cel puțin un angajat specialist, respectiv un inginer zootehnist sau medic veterinar cu minim 6 luni vechime în asociație la data depunerii documentelor la Centrul Județean Apia Bacău, organizațiile ale crescătorilor de bovine să aibă reprezentativitate națională sau să fie afiliate la o federație a crescătorilor de bovine organizată la nivel național. Asociațiile crescătorilor de bovine afiliate la Organizația Crescătorilor cu Reprezentativitate Națională trebuie să depună până pe 30 aprilie, pe lângă adeverința eliberată de Organizația Crescătorilor de Bovine, și următoarele documente. Certificatul de înregistrare fiscală, bilanțul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus și înregistrat la administrația financiară, și copie de pe Registrul General de Evidență a Salariaților pentru perioada 2013-2014. Ca particularitate, asociațiile crescătorilor de ovine și caprine legal constituite trebuie să fie afiliate la o federație a crescătorilor de ovine și caprine organizată la nivel național. La depunerea documentelor prevăzute de actul normativ, asociațiile crescătorilor de bovine, ovine, caprine legal constituite prezintă și originalele documentelor prezentate în copie în vederea certificării conformității de către consilierii Centrului Județean Apia Bacău. După expirarea termenului prevăzut 30 aprilie, Apia Bacău va afișa pe site-ul propriu lista cu organizațiile crescătorilor de bovine cu reprezentativitate națională și asociațiile crescătorilor de bovine, ovine și caprine legal constituite care îndeplinesc condițiile prevăzute.